Bun găsit! Sunt vești bune pentru cei peste 507 milioane de consumatori europeni, care începând de vineri, 13 iunie, beneficiază de noua legislație a Uniunii Europene care le apără drepturile când își fac cumpărăturile pe internet sau pe stradă. O noutate este că avem la dispoziție 14 zile în loc de 7 pentru a ne răzgândi și a ne retrage din orice contract de achiziții online sau contract încheiat în afara spațiilor comerciale. Noile reguli interzic suprataxele pentru utilizarea de carduri de credit și linii de asistență telefonică, precum și opțiunile predefinite de pe site-uri pentru taxare suplimentară, de exemplu atunci când se cumpără bilete de avion online. Comercianții trebuie să ramburseze consumatorilor prețul produsului în termen de 14 zile din momentul în care aceștia au renunțat la contractul de vânzare-cumpărare. Dreptul de a renunța la contractul de vânzare-cumpărare se extinde și la licitațiile online, deși bunurile cumpărate prin licitație vor putea fi returnate doar dacă au fost cumpărate de la un comerciant profesionist. Legislația prevede o mai mare protecție a consumatorilor în ceea ce privește produsele digitale, pentru care informațiile trebuie să fie mai clare, inclusiv în ceea ce privește compatibilitatea cu hardware-ul și software-ul. Nou este și faptul că se va introduce un model de formular european de renunțare la contract. Mai trebuie să vă spun că se va publica un ghid de orientare pentru autoritățile naționale incluzând un model opțional cu informații esențiale pentru consumatori care ar trebui afișate pe produsele digitale.